Sfântul Mina a trăit în timpul împăraților romani Diocletian și Maximian. Ajunge în armata imperială, însă la ceva timp se retrage în deșert. Pentru că refuză să se lepede de credința lui Hristos, îi se taie capul. Astăzi credincioșii se pot închina la moaștele Sfântului Mucenic în București, Iași și Suceava. Este cunoscut pentru minunile făcute și este dedicată o rugăciune. Printre minunile sale amintim pe următoarea. Un șchiop și o femeie mută stăruind în biserica Sfântului Împărat cu mulți alți spre a se vindeca. La miezul nopții, toți fiind cuprinși de somn, s-a arătat Sfântul și a zis șchiopului: du-te acum când este liniște și apucă-te de haina femeii mute și te vei vindeca. Iar el, ducându-se și apucând-o de haină, aceea tulburându-se a strigat și s-a vindecat dezlegându-i se limba. Iar șchiopul, rușinându-se, îndată s-a ridicat și a început să fugă. Și înțelegând amândoi minunea, au slăvit pe Dumnezeu. Și astăzi oamenii se roagă la Sfântul Mina, merg la moaștele sale, mai ales cei care suferă de pierderea cuiva drag sau a unui lucru important. Este cunoscut drept protectorul celor păgubiți.